Domnule Erlich, victorie pentru Vlad Brazu la selecția națională, un succes important. Da, este adevărat, a avut o comportare foarte, foarte bună. De fapt, a câștigat toate meciurile disputate, a avut un meci de departajare pentru primii 8, iar primii 8 a jucat după sistemul șah fiecare cu fiecare, înregistrând și acolo 7 victorii, în final clasându-se pe locul 1. A fost un rezultat apreciat, dar a mai avut și alte participări. Am mai avut, dar acum, de exemplu, după selecție, a plecat împreună cu Vasile Duță, au plecat în cadrul Tenis Europe la turneul internațional din Bulgaria, de la Dobriș, Izida Cup, turneu care anul trecut a fost câștigat de Papoie. Ei au avut o comportare bună și aici. Vlad Breazu a pierdut în sferturi de finală, iar Vasile Duță a trecut de două meciuri în calificări și a pierdut în turul 2 la mare luptă 7-6 în decisiv la un bulgar. Iată că acești copii ne dau speranțe pentru viitor. Da, sperăm în ei, îi spun drum bun. Sperăm ca peste câțiva ani de zile să aibă aceeași evoluție bună și odată cu creșterea vârstei.